Am intrat aici la stână, ia uitați ce flori are Nea Marina aici frumoase. Are un design exterior foarte rustic. Aici cu jocul și îl ține aici în cui. Aici telefon la e, are și tehnologie. Are și tehnologie. Acum suntem mai în mulțirea brânzii, să ne cobreze mai mult acum. Aveți mai mult acum de trecut, începusem atunci. De ce v-a brânză aici? Uitați aici. Da. Zerul de aseară aici. Cu zerul de obicei ce faceți? Îl dați la câini sau? Îl fierbem. Da? Și îl facem urde. După care îl dăm la ce rămâne de sucat. La câini. Am înțeles. Ia uite și un iez vișor mic aici. Așteaptă mâncare. A ieșit, a intrat în dafac. Așteaptă sticluța. Fără o capră mai micuță. Și... la afară, poate? Cășăria din un episod anterior, pentru cine a mai văzut aici, dar n-a văzut alte operațiuni. Aici avem veria care o folosim numai pentru cada de integrat, pentru crinta, unde se vă crinta, alte perii care de găleți separat, afară, atât tifonul. Și acum urmează să stricurați? Da. Asta e o cadă, are jur de 70 de kg. Asta? Are 70 de litri? 70 de kg. Da. Asta îi spune un gretar care se pune la opere. Tifonul este un tifon foarte des, așa trebuie și îl punem în patul. Mai scame pe margine, unde mai se destramă. Și se pune pe cadrul ăla, da, tifon. Pe gretarul special. Da. Interesant. Operațiunea asta n-am văzut-o în data trecută. Da. Hai să dăm Dar tifonul ăsta e mult mai eficient decât o stricurătoare, din ce văd eu. Uite, rămâne tot, e bine, e super. Rămâne curat. Atenție să nu cadă fără lapte, să nu cadă gunoaie în lapte, să nu cadă gunoaie în lapte, că trebuie să iau gunoaie în brânză sau multe alte corpuri. Impurități, da. Corpuri străine, exact. Unii am văzut, sunt atenți și chiar sare și poate și o căcreză. Da. Acum eu pot să confirm că am mâncat brânză de la dumneavoastră, știu cum, da. Ce calitate are, e super. Super, super. Acum astea ce să umplem toate bucurile de brânză la aproximativ de 2 plini acolo. Butoi la 100 și de kg. Noi de aici distribuim și vindem, avem clienți care vin la noi ca la magazin aici.
Foarte bine, că altfel n-ați mai putea să supraviețuiți. Seara luăm mai mult, dar când nu sunt de două ori pe zi, da. Seara e mai mult lapte. Seara e mai mult lapte, nu știam aspectul ăsta. Când sunt de două ori mult, seara e mai mult lapte dimineața. Când voi mult de trei ori pe zi, e mai mult dimineața. Aha. Da. La găleți, acum găleți, sunt murdare de pe mulți, merge la spălat. Da. Da, mai e ceva în tutare, eu zice că la găleți le spune fete mari. Cineva trebuie să le spele pe fetele mari. Da. Ia uite ce curat e, a rămas curat, aici curat. Avem chiavul, un chiav foarte curat, e format din apă și un pic de sare. Un chiav foarte curat care a pus să-l bei ca pe zeama de varză. Da, se poate bea? Da, eu. Puși, poți nu ca să bei. E, da. Ca să vezi că e ceva bun. Da, da, da. Nu. Da, dăm un pahar, așa și jumătate mai mult. Un pahar jumate la 70 de litri, cum ar veni, de lapte. Și prepararea, păi explic, îți faci și prepararea, cum fac o adică prepararea cea bună. După care se mestecă, după ce ai pus chiar. Se mestecă. Se mestecă la lapte. Din 70 de litri, cum ar veni de lapte, câtă brânză iese? Iese cam un kilogram de brânză la 5 kg de lapte. A, deci ăsta e raportul. Dacă, bine, că chiar dacă mai ai și capre, dar capre sunt puține, mai multe ori cu lapte acum. Și iese cam așa, iese la 5 kg de lapte. Mai bun, cu jumătate vede de la scântuire acolo, iese și de 4 kg de lapte care vede la băi. Deci aici ce este în jur de 14 kg de brânză. 14 kg? Da, ca și proaspăt, ca când se mai întărește, mai scade brânza când se întărește. Da, 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 da. Avem capacul ăla. Aici punem capacul, eu uităm la ceas. Ce e tan și după ceas? După ceas, deci noi o să am apelat de cap. 45 de minute este 9 fără un sfert. Deci cam la și jumătate îl mestecăm, 40-45 de minute, uh-huh. Dar nu fără la 9 și jumătate îl mestecăm. Se amestecă din nou, practic. Îl mestecăm din nou, că el se încheagă. A, se încheagă și... Se încheagă și mestecăm din nou cu țigă și pe urmă după care îl turnăm în clint. O să vedem și... O să arătăm și această... Operațiune. Operațiune, da. Dar acum să trecem aici la afară, la spălatul găleților, la... Uite, asta e copilul ca asta, uite, iar uite. Aici din Jdiab, Jdiab unde ținem la saramură cașul, îl ținem maxim 2 zile, atât, mai mult nu. Uh-huh. După care luăm bucățele de gând și le așezăm într-un butoi mare aici. Da. Uh-huh. Le așezăm aici, după care dăm sare, așa că se mai aici. Sarea se dă ulterior, nu? După ce puneți... Da, deci așezăm un rând de brânză. Deci așezăm un rând de brânză. Punem 2000 de sare. Le serăm pe deasupra. După care mai completăm cu sarea mură ca să o s-o umple. Și acum ținem să vă precizăm că au trecut cele, cât ați spus, 45 de minute. 45 de minute ca să mestece, da. Deci noi suntem acum după 45 de minute, urmează să mestece acolo, unde a pus chiar în lapte. Și acum el s-a mai închegat nițel sau cum e? Bine, s-a închegat nițel, nu? Ia, chiar sunt curios cum... Ce efect a avut chiar gola? Chiar sunt curios. Uitați.
Aha, aha. Deci acum e ca o smântână așa. Unii nu mestecă laptele și face o telemea, că telemea fac și eu, dar eu mestec laptele. Este pentru că este brânza mai scursă mai bine și laptele dacă nu mestici este prea lăptuos așa, să strâmbă bucățile de brânză dacă îi așezi. Da, da, da. Tehnica asta o stăpâniți de la început, de mulți ani sau v-ați mai adaptat-o pe parcurs? Nu, asta am învățat de când eram copil, că eram copil pe la UI. Eram copil, eram pe la UI, pe la Cușoban, bătrân. Și nu da seama, am învățat de nimic, când acolo. Aha. Adică mi-a plăcut. Lapile se mestecă bine, vine. Așa, după care. Și acum procedura spălații... Se spune... Spălăm lopățica, nu? Da. Cu care s-a amestecat. Aici, aici, afară. Ah, spălați afară. Da, 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 da. Aici la ceaun, la focărie. Aici e focăria. Unde fierbe ziua. Da, da, da. Carpatino. După care luăm învelitoarea. Învelitoarea. Luăm învelitoarea. Aici învelitoarea. Învelitoarea, ok. Adică sidilă se numește ea, știi? Sau tifon, dar sidilă. Sidilă? Sidilă, da, 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 da. Noi aici îi spunem învelitoare. Unde închegăm brânză, îi spunem învelitoare. Acum punem așa. Învelitoare este mare, are 1,5 metri. Așa. Asta e meseria. Meseria baciului. Baciului, da. Da. Dar eu o fac și pe baciu, și pe ciobanul, că astăzi le vor, dacă nu mai sunt oameni. Și apoi o fac cu plăcere, o fac cu drag. Deci, practic, care e diferența între baci și cioban? Că mulți da, nu știu. Baciul, deci, are misiunea lui să facă numai brânza. Da. Da. Baciul asta e misiunea, să stai numai de brânză, să fie pe zeu, să... Aha. Care... Deci el nu se duce cu oile deloc. Nu, așa ar fi normal, dar nu e, astăzi face și brânza și vene și cu oile. A, am înțeles. Că, da, fac ce fac, fac pe grumile și îmi place ceea ce fac și mă bucur de ceea ce fac. Că fac pe drum. Da, da, da. Păi ce, m-aș bucura să fac altul, fac eu, dacă nu se găsește oameni, fac eu. Și acum se umple forma asta, nu? Da, plinta, asta e plinta. Plinta, mhm. Plinta, și acolo e scurgerea. Da, aici scurge zero. Scurge zero, din zero asta se extrage și proteină pentru culturiști? Nu știu asta. Bine, la fabricile de așa ceva. Pentru fitness, pentru chestii de astea, proteină din zero, ci că e cea mai bună din proteina animală. Nu știu, da. Brânză de calitate. Mix oaie cu capră. Super. Am gustat, e super bună. Nu cum faci alții de lapte, praf, din alte nenorocite.
Drumul nu e băiat. Spălăm lopățica, nu? Da. Cu care s-a amestecat. Aici, aici, afară. Ah, spălate afară. Da. Aici la ceaun, la focărie. Aici e focăria. Unde fierbem ziua. Da. Carpatino. Învelitoarea. Învelitoare, ok. Adică sidilă se numește ea, știi? Sau tifon, dar sidilă. Sidilă? Da. Noi aici îi spunem învelitoare. Unde închegăm în vânt, îi spunem învelitoare. Acum punem așa. Învelitoare este mare, are 1,5 metri. Așa. Asta e meseria. Meseria baciului. Baciului, da. Da. Dar eu o fac și pe baciu, și pe ciobanul, că astăzi vreburi, dacă nu mai sunt oameni. Și apoi o fac cu plăcere, o fac cu drag. Deci, practic, care e diferența între baci și cioban? Că mulți nu știu. Baci, deci, are misiunea lui să facă numai brânza. Da. Da. Baciul asta e misiunea, să stai numai de brânză, să fie apă zeu, să... Aha. Deci el nu se duce cu oile deloc. Nu, așa ar fi normal, dar nu e, astăzi face și brânza și mene și cu oile. Am înțeles. Dacă, da, fac ce fac pe grumine și îmi place ceea ce fac și mă bucur de ceea ce fac. Că fac pe grumine. Da. Păi ce, m-aș bucura să fac altul, dacă nu se găsește oameni, altul. Și acum se umple forma asta, nu? Da, plinta. Plinta. Și acolo e scurgerea. Da, aici e scurge zero. Din zero asta se extrage și proteină pentru culturiști? Nu știu asta. Bine, la fabricile de așa ceva. Pentru fitness, pentru chestii de-astea, proteină din zero, ci că e cea mai bună din proteina animală. Nu știu. Da. Brânză de calitate. Mix oaie cu capră. Super. Am gustat, e super bună. Nu facem alții de lapte, praf din alte nenorocite. Brânză de calitate. Aici trebuie să lucrarea este nevoie de cuțit. Da? Da, nevoie de cuțit, adică nu orice cuțit. Aici nu orice cuțit e nevoie la lucrat cu cașul. Poate trebuie să fie, să aibă un cuțit, un vârf bun, nu ați cuțit. Uh-huh. Deci ca o spatulă mai mult așa. Se nu taie. Aha. Se nu taie. Se nu taie că nu e nevoie de taie. Dar să-l taie vericoasă. Da. Da. Și se începe la acestea de la colț de aici. Da, pentru că ce se întâmplă? Mai se lipește cașul, mai se lipește de venitoare. Câteodată îl mai tai cașul. Îl țin ca să scurgă zeul mai repede, pentru că nu mai stau să îl adun așa și să-l lua să-i tai mărgi, nu știu, după timp, cum face unii la o jumătate de oră sau un după timp, nu mai tai mărgi. Deci știu și pare, dar nu mai fac așa. Am înțeles. Așa.
îl iau un pic la mână așa, aici, după care îl strângem și... O, ce curge zero aici. Să scurge bine de acolo, nu? Așa că trebuie să îl lucrez la mână, așa, să apăși mâna acolo, ca să mai să scurge bine. Operațiunea asta de desfacere, stoarcere, da. E de mai multe ori să face, nu? Mai multe ori, ca să nu rămâne chiar moale, că dacă rămâne chiar moale, vei rămâne zemul tânăr și nu se scurge repede. Aha, am înțeles. Și eu nu obișnuiesc, cum face unii, să-i pui greutate pe ăla. Nu-mi pui greutate pe ăla. Nu. Nu pune fi pap-pap și un bolovan cu burul ăla de sare, nu îmi place. Eu îl stres așa acum cât de cât, după care îl las timp de, dacă e cașul mai mare, îl las și aproximativ 2 ore. Aici, stai singur aici. Aproximativ 2 ore, dacă e cașul mai mare. Dacă e cașul mai mic, pot să-l las și mai puțin. Se scurge mai repede când e mai mic, când e mai mare, se scurge mai bine. Am de 3 ore de stat. De 3 ori. Până simt eu că s-a cam dus de ori. Da, da, da. Când se răbuie și ce zi e după aia. Am simțit că fac s-a cam dus de ori cât de cât din eu. Și am niște scândule aici, ca niște forme, ca să-mi iasă părțile din era pe pământ din patate. Îmi iasă el, dacă lași cap așa, el să mă scurge de zi, să mă scurge de zi, și mărgile iese ca turta. Aha. Nu e așa face, nu mă scapă, dacă nu faci să vă mărgi turta. Îmi place să văd capul patrat. Patrat, da, da, da. Da, așa, un așa, un așa. Aici aș fi distanță, mai mult, în ăsta așa. Aha, distanțiere din astea aveți. Da, asta până așa. Și ține el sub presiune acolo. Și ține mărginea de spate. Da. Și când se întărește, îl tăiați după aia cu cuțitul felii, pătrate. Cum se vede și aici. Nu ia să-mi o dobonoasă, vreau să fie așa, vreau să iasă fina așa cum o să-mi plin de foc, adică să-i răzăză. Da. Așa. Și acum, aici, să dau o plică la sfârșit.
Deci, oameni buni, asta este brânză obținută din oi și capre care au păscut iarbă de munte. Iarbă bogată, nu din alea, știu eu, pe unde închise și adăpate cu știu ce medicamente. Așa trebuie să mă înfășor ca pe un copil, da? Așa trebuie să mă înfășor așa, ca un copil mic. Să stea strâns acolo, cu presiune. E o tehnică și asta. E o tehnică pentru unii foarte grea. Bun. Bun terminat. Eu așa. Cum mă vedeți, se... când am făcut la coașa, las mă nebun, eu nu știu greutate, păi să eu am capac. Am un capac, păi să nu știu. Așa o să aici aproximativ două ori, o oră jumate, două ori. Cum simte că s-a întâlnit pe cum? Că s-a întâlnit, tot bai. Da. Nu cum face unii, unii că nu-mi pola bani, nu are pe ăla acolo și-l presează, face... Da, le-am văzut, belea. Uite calitate aici. Calitate. Această calitate de brânză aici. Bună și la gust. Oameni buni, sper că v-a plăcut aici. Tehnica domnului Marin Ciușdeanu de a face brânză. Acum spală cava. Da. Oameni buni, noi vă salutăm de aici de la domnul Marin. Și rămâneți cu episodul viitor de la domnul Marin, că mai urmează episoade. Și e un bun exemplu. Sper să-l apreciați. Ia și fără meseria, meseria asta să fără. Da, un om muncitor. Acum domnul Marin o să înceapă să taie cașul. Să vedem și cât de bun. Ia să vedem ce procedură de tăiere, cum a ieșit. Da, taie bine. Chiar sunt curios, e prima dată când văd eu. Se desface tiforul așa frumos, după care acest cuțit care va spune că nu trebuie să taie, cuțitul să fie bun, dar să nu se taie. Da, să fie bun. Și, și începem așa, deci eu măsura mea este la unul la de pală, așa fac. Dar am unchiul format și știu cam cum am cât să taie. Este pătrat. Acum aici jos am, pun aici întâi, e mai rece jos aici, după care schimbăm și punem geamul și ăla de sus. Aha. Și caș de felul, luat din grintă. La alții tremură mână, uitați la mână. Deci e caș, cum trebuie, ca densitate, da. Ca tărie, ca tot. Da. Așa trebuie să fie, să nu aibă găuri pe ea, să fie brânza fără găuri. Omogenă? Cașul fără găuri. Da. Nu fie cu găuri pe ea. De asta să fie mai mare, cu cate brânză din mijloc. Uitați așa. Se vă tai de aici și dumneavoastră o bucată de caș, să mâncați, că așa este cinstea voastră la stână, este o bucată de caș când vine cineva, îi pui pe o farfurie, ca și cum mă chem, cum mă invit dumneata până la matale și îmi pui o cafea. Ah, am înțeles. Așa este la noi la stână, da, cinstea, da. O bucată de caș. Poftiți aici. Gata, mulțumesc, ia să vedem. O bucată de caș. Chiar e bună. Dar bucăți după bucăți de roșii, ne întoarcem, ne punem aici. Uitați cât de frumos stau acolo, uitați cum e și mie bucățile patrate pe toate părțile, nu turte, pe margine. Da. La
are bucata de brânză să aibă un aspect comercial. Așa trebuie să fie. Să arate dreaptă și frumoasă și pătrată. Asta e aspectul comercial a unei bucăți de brânză. Da, da, da. A unei bucăți de brânză. Aici o lasă o zi, după care o mut în partea cealaltă, de aici o luăm pe la mare, și acum o așezăm de culoputor. Aici este, cum am spus, în jur de 14 kg de brânză aici, 14-15 kg de brânză aici. Da. Bun. Să mergem la spălat. Și am terminat, stai să pun aici. Deci asta e procedura finală. Da. Frumos, ce să zic, frumos. Asta este bocia noastră de aici de la noi. Vă salutăm. Vă salutăm pe toți, sper că v-a plăcut. Maestria domnului Marin Căjdeanu. Aici este bocia noastră. Sănătate tuturor! Maestria noastră! Numai bine! Sănătate, sănătate, numai bine, oameni buni!